mă prezint. Am înțeles, de fapt pentru asta am și venit, am înțeles că cineva nu mă cunoaște pe mine, de fapt cine, întrebarea a fost cine sunt eu. Și să mă prezint. Mă numesc Chepure Ștefan, sunt născut în satul Negoiești, comuna Ștefan cel Mare. Sunt plătitor de taxe și impozite la această comună. Sunt profesor, poet, toponomast și mai sunt și altele, dar dacă accesul la ceva. Accesul la ședința de consiliu local al oricărei localități, deci nu e vorba numai ce, au acces persoane care fac parte din, au adresă pe localitatea respectivă. Este publică deci ședința. Deci nu stabilesc eu. Am înțeles, eu știu că este publică. Este publică, deci pentru persoanele care fac parte din unitatea administrativ teritorială. Deci atâta timp cât sunt plătitor, am casă, domnule, aici și nu contează acum unde... Eu vă spun altceva. Puteți candida cu adresa care aveți la o funcție primar, consilier. Deci, nu de, acolo izvorăște, de acolo izvorăște această condiție. Acest lucru. Deci, nu, dar nu. De acolo izvorăște treaba asta. Sunt foarte mulți care sunt născuți la București și trăiesc la Paris și ar vrea să fie președinte sau primar la București și nu pot fi împiedic. Deci public nu doresc asta. Nu. Deci, domn președinte, hai să trecem, să nu fim ridicoli. După aia domn profesor e profesor. Dar nu cunoaștem legea, poate. Să nu fim ridicoli. Păi este un drept la orice cărui cetățean. Nu scrie după raza comunii. Dar de unde? Poate să fii și la București. Dar nu e adunare populară. Păi nu e populară, dar e public. Dacă era populară, făceam stadion. Este public, domnule. Hai să nu ne crampon. Nu am drept de vot, domnule. Dar nu e vorba de drept de vot. Deci asta e toată treaba. Și dacă... Dar odată ce are casa aici, plătești taxe și impozite aici la primărie, la Ștefan cel Mare... Sunt obligat să vă cer și eu ceva. Nu pot să-și facă în 50 de locuri, dacă are în 50 de locuri. Dar asta era la diversi, bănuiesc. Păi dar nu, dar era acum să-și puțea pentru dacă are voie să stea la ședință. Toleanțe pe care le are orice persoană care se află pe teritoriul lui, face scris pentru primărie instituții. Dacă îi acceptăm ca să stea în sală sau dacă nu. Deci dacă are o problemă, să face adresă către instituția primării. Domnule, nu știu cum vă spune, să ne prezentăm fiecare, ce m-am prezentat. Am făcut asemenea adrese și n-aș vrea să intrăm în noul an, în sărbători, cu anumite animozități, tensiuni sau așa mai departe. Exact, eu pentru asta am venit să mă prezint și să vă urez și sărbători fericite. Mulțumesc pentru lucru. O cuvenire dumnealui. Poate îl interesați ceva de pe... Dar asta nu e un motiv meu. Asta e sistemul, asta e modul de desfășurare și de funcționare local. Deci n-am făcut vreo ceva din America, am adus eu de acasă, am făcut vreo reguli. De ce se... Bun, atunci vă rog să supun la vot dacă sunt acceptat aici sau nu. Nu sunt la vot. Nu sunt la vot. Nu vorbim la ce vreți dumneavoastră. Ascultați ce ședința. Eu propun altceva. Haideți să începem cu diverse. Da, exact. Da, sincer. Prima diverse ca să... Dar puteți să asistați toată ședința aici. Eu repreședinte asupra oricărei cetățean, chiar dacă era... Domnul Marie, dar nu mă dali condus ședința. E președinte de ședință care conduce ședința. Și deci nu mă dali spui că stai domnul Iepuri sau nu stai domnul Iepuri. Cu tot respectul, domnul președinte nu cunoaște legea. Ce vorbești? Spune dumneavoastră articolul de lege care îți dă dreptate. Nu știu. Din punctul meu de vedere puteți să dați afară. Nu din punctul tău de vedere. Nu. Spune ce articolul de lege, că legea îi permite. Spune articolul de lege care îi permite să stea în ședință. Spune eu. Hai să începem noi ședința noastră. Să-l spune domnul președinte, atunci articolul de lege unii spune că nu este public. Nu-i venit pentru persoanele din comună. Este public. Pentru persoane care au adresă în comun. Nu din altă parte. Și care au interes în comun. Nu interes în comun. Ce interes în comun? Păi dacă are casa și omul e plătitor de taxe și impozite, nu este normal. Îi împiedicăm la treaba. Are și un bucat. Dați și doamnele măsuri la ședință. Hai bași cu mâna, mă murați, trase ședință. Nu cade ideea. Vă rog, vă lăsați atunci un cuvânt și eu am plecat. Vă rog, nu contează. Să știți că eu nu vreau la diverse și am discutat acolo. Să-și pună doleanțe. Să-și pună doleanțe. Cum se începe? Dar cum? Eu împotriva fie. Cum se începe o ședință cu diverse?
ședință, are ordine. Deci participă la diverse, dacă... Stabilit. La toată ședința, spuneți. Dar de ce la toată ședința? Păi nu sunt tăi, vă zic chiar și-o pe ăștia, care vezi de afară, de la ședințe, bă? Dar nu vă iau ședința, vă leagă. Mai 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 acum, mai te mai noi, de 2-3. Ce înseamnă asta? Haideți să nu ne certăm. V-am spus de ce eu pentru asta și am să plec. Vă rog să mă ascultați. Cum să hotărască el? Hotărăm cu toți, dacă poate să o dată. Mă mai chemăm, care poate să mai chemăm la ședință. Că nu? Mai chemăm. Păi da, bineînțeles, facem mai 50. Da, care e problemă? Domnilor, vă rog frumos, singurul lucru care vreau. Deci, v-am spus cine sunt. Eu am făcut înscris către primărie, m-am adresat primăriei pentru podul lui Ștefan cel Mare. Nu vreau nimic pentru mine. Nici 5 bani, nici avere, nici funcții, nici nimic. Sunt dator ca cetățean, ca urmaș al lui Ștefan cel Mare, cum probabil și dumneavoastră sunteți, să punem în circuitul valoric, cultural și artistic, podul lui Ștefan cel Mare, care este obiect de patrimoniu, clasa A. Dacă cineva se opune pentru așa ceva, este pasibil de pedeapsă penală. Eu am ascultat. Vă rog frumos, da, mă întrebeți. Da. Așa. Deci, pentru asta am venit, ca dumneavoastră să luați o hotărâre de Consiliu privind acest lucru și acordarea unei sume din buget pentru proiect. Domnule primar, deci la început din ianuarie, în luna ianuarie, atunci se discută bugetul. Domnule de nu discutăm la sfârșit de an din bugetul anului următor. Am înțeles. Păi, bună ziua, la bună vedere. Dar eu v-aș întreba ceva, domnul Ieplu. Tot ați fluturat niște hârtii pe aici. Da. Și văd undeva, unde au semnat cetățeni, care habar nu au ce au semnat, vă spun eu, și văd un guriță la Orențiu, trecut de două ori și două semnături diferite. Eu nu am cine a semnat? Care e ăla adevărat? Deci eu nu sunt vinovat, domnule primar. Domnul Iepure, dumneavoastră vin cu hârtiile astea. Dacă cineva... Domnul Iepure, dumneavoastră vin cu hârtiile astea, domnule. E Guriță Laurențiu, o semnat de două ori. Și două semnături diferite. Cu cetarul Marini, când a semnat, a fost, spun sigur, și trebuie de aici. Da. Vă și o sapă. Deci, asta este problema. Da. Deci, de ce un plac cu prostii? Căutați să-mi băgați mie sola în coastă ca să fac eu o investiție pentru podul lui Ștefan cel Mare. Da. Lăsați-mă să... Este de datoria noastră a tuturor. Dacă nu vom fi în istorie, domnul primar. Suntem în istorie și fără podul lui, fără să facem relocări la podul Ștefan cel Mare. Da? Și monumentele istorice... Neașu Valentin, care sunt, dacă nu vă supărați? Neașu Valentin, sunt de acolo din sat, de asta întreb și eu. Neașu Valentin, Neașu Valentin, crezi-mă la doamna Humă, ca să vă spun și unde a fost. Neașu Valentin nu-l cunosc, deci nu există. Care-i Cătălin? E Cătălin. Cătălin nu înseamnă Cătălin. Și el unde? El stă la București. Aia Bureal, de pe unde acasă. Așa, mai găsim. Dar Cucetarul sigur n-a semnat, știu de la el. Laurențiu n-a semnat. Da, când o să fie ședința? Am înțeles. Exact. Pentru buget. În ianuarie, după punctual acest. Bă, dar vreau să vă întreb ceva, dacă îmi permiteți. Vă cunosc foarte bine, vin prin Zmanul Taichinu. Știu, sunteți un om deosebit, dar întrebați pe domnul primar, când dă voie domnul președinte, și știu și colegii mei, chiar cu opoziție, asta e Bureală. Podul lui Ștefan cel Mare s-a pus în discuție, deci vreau să nu sunteți informați atunci. Da, mai dați și domnule, dumneavoastră discutați în necunoștință de cauză. Duceți-vă acolo să vedeți că... Sunt acolo, sunt din Grăbovara, domnule. Se dărâmă malul. Sunt din Grăbovara. Deci, pun problema mai serios atunci, puneți-vă la punct și cu cartea și cu știință, ceea ce se cheamă patriotism. Dacă am înțeles, aveți dreptate noastră. Ați cheltuit niște bani, domnul Iepure, dacă vă doare sufletul așa tare din podul Ștefan cel Mare, ca să renovați, să nu mai dărâmi malul ăla. Domnule, am cheltuit și am făcut simpozionul ăla și n-ați dat un leu. Ați făcut simpozionul ăla, da, pe barba noastră l-ați făcut. De ce n-ați avut alături de dumneavoastră și cei doi consilieri care fac parte din Comisia de Cultură? Eu nu vreau din Comisia de Cultură. Eu nu vreau să-i aduceți la scandal. Eu personal n-am fost invitat, nici măcar de oameni. Invitații. Da. Da. Nici n-am fost. Când a venit domnul Ungureanu, te-a întâlnit cu tine și ți-a spus, nu mergi, nu merg. Dar de ce nu mi-ai spus de televiziunea să vină unii vrea eu? Tu-i invitat, nu ți-a spus. Ce calitate are Ungureanu? Îmi cer scuze dacă eu am deranjat pe cineva. Deci am venit cu această problemă care... Nu căutați să faceți cu unul cu altul presiune asupra mea, că nu o să ne reușiți. Nu asupra dumneavoastră. Nu o să reușiți. Dar bugetul nu-l face... Toată lumea își face bugetul, este și de la mine, domnule primar. Nu. Și eu v-am dat bani. Constituirea bugetului nu faci dumneata. La primărie am dat bani. Păi, ai dat la primărie, nu mi-ai dat mie. Păi da. Din asta trăiți? Da. Nu din asta trăiesc. Din banii mei și ai dumneavoastră. Din salariul meu.
Iei pensie din salariul meu, din contribuția mea la pensie. Dacă vrei să luăm așa. Și dumneata ei. Ești la buget. Te rog frumos să... Și matale să-ți vede treaba, mă, dar și pe mine să mă lasă treaba de primar. Domnul primar, dar dacă vine un intelectual care a educat o comună întreagă, sau doi intelectuali... Ce să-ți faci pe tine? Domnule primar, ce să vă spun? Dar ne facem din rușine, domnul primar. Domnule primar, ce să vă spun? Când a venit doamna secretară... O lume întreagă... Când a venit doamna secretară... Dumneavoastră zis cum a spus, în sandus nu e cu omul. Eram aici, de certă ce oameni aveam. Înainte să punem noi astea pe masă, domnul primar, erau... Îți faci semnătură și mergi cu mine prin sasă. Și asta de la primărie este falsă? Nu, nu, de semnătură. Și de la prefectură și de la Ministerul Dezvoltării și de la Ministerul Fondurilor Europene și astea sunt falsii? Și ce spun alea de la Fondurile Europene? Păi uite, ce spune adresa de la primărie? Știu că le-am citit. Am pus-o în față. Mi-a pus-o în față, nu, dar cu ce calitate? Cine-i potrivit să rămână la urmă? Hai să facem, chiar acolo la sfârșit de ani am găsit să-l impunem, să mai ce să facem. Nu uitați la asta v-ați găsit, numai scandal a făcut toată perioada asta și nu vă opriți. Care ne-au educat, care au profesor la școală să-și dea și ei niște păreri în ședința de Consiliul Local. Asta mi se supără. Nici sunt creată și o atmosferă, chiar nu... Comunitatea asta v-a trimis în Consiliul Local, v-a trimis 13 membri care să-și dea cu părerea. Nu să vină unul din altă parte să dea cu părerea în Consiliul Local. Ca să știi, de asta să ieși tu aici. E forma reprezentativă. Sau dacă nu te duce mintea, aduci pe altul cu tine ca să te susțină, e problema ta. Nu să mă susțină pe mine, să susțină o cauză. O cauză, care cauză? Eu le-am spus că singur nu pot să fac față. Nu vă gândiți, noi avem ceva pe ordinea de zi. Aduceți invitați pentru podul Ștefan cel Mare, că noi avem cu totul altceva pe ordinea de zi. Să discutăm podul Ștefan cel Mare acum, ca să aduceți oamenii aici. Nu să discutăm podul Ștefan cel Mare, dar să face bugetul luna viitoare. Și ce treaba are una cu alta? N-aveți să puneți nimica la cultură. Votez bugetul și vii cu amendamente la buget. Dar dacă nu știi ce trebuie să faci... Am făcut-o preventiv, ca preventiv. Să ne prindim... Preventiv? Da. Gata, haideți să începem. Și conducerea este preventivă, și toate sunt preventivă. Și conducerea preventivă, da? Știu că voi... Preventivă conducerea, da? Hai și stați discuții și trebuie să începem ordinea de zi. Da, doamna, vă gândesc. Stimată adunare, vă anunț că am plinit 83 de ani. Mulțumesc înainte, doamna, vă foarte mulți dintre voastre, poate mi-ați spus, sau poate puteți fi elevi. Vă mulțumesc pentru prezență. Știți, mic am jenă din discuția care a fost aici, dar dacă îmi permiteți, eu am să vă citesc niște treburi. Să știți că, adică știu eu, că bugetul comunii, nu vă supărați dumneavoastră celelalți de aici, nu acopere cerințele. Să știți treaba asta. Dacă trebuie să facem ceva în plus, dacă putem să facem ceva. Doamna Zugrăvescu, scuzați-mă că vă întrerup. Da. Dumneavoastră poate nu știți. Da. Eu am inițiat un proiect de hotărâri. Un proiect de investiții pe fonduri europene de modernizarea drumului de la canton, de la barieră și până la podul Ștefan cel Mare. Deci un prim pas ca să facem calea de acces bună. Așa, acum vă întrerupe de asta. Dar nu se poate bătând din palme. Proiectul ăsta de... În 2017-2020. Așa, o să fie depus anul ăsta, 2016. Domnul primar. Dar eu mai spun o treabă. Doamne, nu sunt de una s-a făcut cu banii comuni sau de nu știu ce. S-a mai făcut și cu contribuția oamenilor și cu munca oamenilor. Adică eu aveam o altă optică. Dacă îmi permiteți, eu am să vă citesc repede de mine. Așa. Am spus cine sunt în sfârșit. În 2004, auziți, în 2004 la un muzeu în Strasbourg, un muzeograf, după ce mi-a privit buletinul, mi-a spus. Acolo la borză ăștia aveți o comoară lui Ștefan. Podul. O lecție pentru constructori și strategi, istorie și așa mai departe. Și ce l-am vizitat, l-am studiat. Podul introdus în turism ar asigura bugetul localității. El a spus așa, au zis că va avea cheltuieli, în sfârșit. Ca să-ți mai trec așa. Mi-a spus, lăsând glumă la o parte, că aveam auzit o glumă, m-a informat că pentru pod și pentru turism
trebuie să participe cam toată lumea, tot așa. De, păi eu l-am întrebat pe domnul Iepăr, ce-o contribuie ca să nu se mai dărâme perietele ăla la port? Așa. Și eu am spus așa aici, da, eu, fără ideea mea. Am zis că azi aici, dacă ar fi posibil, să se declanșeze acțiunea aceasta podul și pentru aceasta, acum, aici, ar trebui să numim pe cineva care se ocupe în continuare, ca să ceară mai departe către cine, Ministerul Apelor, către transporturi, către Ministerul Curților, pentru ca să poate acționa, să se declanșeze această acțiune. Și apoi să solicităm proiectant. Ei, pentru plata proiectantului, aici iar să găsesc alte posibilități de a se formula, de a se colecta niște fonduri. Nu din fonduri, nu din doamna Zugrăvescu, iar vă întrerup. Păi da, nu, stați că nu-i corect ce spuneți. Contractul cu o firmă de proiectare nu se face decât de către primărie. De primărie, dar... Deci primărie și proiectant. Ei, și atunci primăria, prin unitatea administrativ teritorială, și plătește valoarea contractului. Mai sunt niște sponsori care dă bani la primărie și primăria și fac bani. Poate la variantă, dacă e posibil să găsești, s-ar putea... Dacă se formează acest comitet... Găsește toți sponsori să acopere casă. Așa. Dacă se formează acest comitet, pe urmă, la nivel de fiecare... Sunt oameni de bine mult. De 10 case, la fiecare domnule, cu ce putem contribui. Așa. Am spus că pe sport este nevoie ca să propunem. Deci fiecare cu ce ofertă face, să solicităm apoi aprobările, să solicităm proiectarea, să organizeze secții la nivel de comună, o secție de prefabricate din beton, cu care se poate, pe urmă, face celelalte amenajări exterioare în sectorul celălalt de sat, să se contracteze execuția, să impune de asemenea amenajarea spațiilor aferente podului și de parcări, spații pentru comerii comerț și amenajarea propriu-zisă a podului cu diguri, trepte și așa mai departe. Dar pentru aceasta, dumneavoastră puneți problema fondului comunei, adică fondului care l-aveți al dumneavoastră al comunei, dar eu aș spune așa, pentru că suntem cu toți aici, putem și noi, să, adică comuna, să poate organiza niște forme acestea de a avea niște bani în comună. Adică, să vă spun o treabă. Se duc oamenii noștri peste hotare și fac coleg cum se cheamă, căpșuni. Noi nu putem să facem secție de căpșunării, avem pădurile, nu putem să facem cipercării. Adică n-am făcut nimic în comună pentru ca oamenii să mai câștige niște bani. Haideți să vă mai gândiți și la treburile acestea. Nu vă mai plictisesc, eu vă mulțumesc pentru prezență și cum ați ascultat. Și gândiți-vă totuși că podul, domnul primar, acum și tot așa, dacă vă uitați acolo, podul este foarte, este în pericol, este în pericol. Se scurge de pe versant, se curodează și la un capăt și la altul, iar totuși se mută foarte aproape de pod. Este în pericol, adică trebuie urgentat. Eu vă mulțumesc cum ați ascultat, nu vă luați în urmă. Eu v-aș spune acum ceva pentru toți. Da. Podul Ștefan cel Mare este jumătate, cred că e mai mult la Căiuț decât la Ștefan cel Mare, de soclu unde a fost atunci Ștefan cel Mare, este la Căiuț. Oare sunt aceleași discuții și la Căiuț, cum sunt în Consiliul Local la Ștefan cel Mare? Stimați comună, stimați cetățeni. Ar fi trebuit să fie și acolo. Uitați-mă aici, da. Nu suntem deloc patrioți locali, așa. Să știți așa, eu știu unde era, tatăl meu era de Hârtiu, și când eram de 5 ani, zicem minte de la 5 ani, poate chiar mai înainte de 5 ani, piatra de hotar între comuna Căiuș și Ștefan cel Mare era dincolo. La brutărie. La brutărie era doamna Zugrăvescu, dar acum piatra de hotar este la podul Ștefan cel Mare. Domnul primar, dar sunt toți aici să ne luăm dreptul nostru. Ce facem? Facem revoluție cu cei de la... facem la scoală, ne batem cu aia de la Căiuț, să luăm partea noastră înapoi. Nu, domnule, de ce se face? Nu,
trebuie să aducem veche documente pe de amânarea. Așa ceva nu se mai poate, doamna Dugrăvescu. Deci așa ceva nu se mai poate. Totul se poate, domnule. Nu se mai poate așa ceva. Nici nu se mai poate. Se poate numai printr-o hotărâre de guvern. Păi da, printr-o hotărâre de guvern, tu nu spun că noi toată comuna cerem aceasta, amplasarea pe veche, comuna Piatra din Botar era dincolo de cantonul Bădic, dincolo de Bădic, poate mai mult cu un kilometru. Deci acolo era comuna. Haideți să facem întâi, punem cu aceasta. Eu vă mulțumesc. Deci aceasta să ne adresăm și guvernul și peste tot, comuna Sefan, comuna Borzești. O să-i propunem lui domnul Iepuri să facă un memoriu la guvern pentru mutarea hotarului dintre comuna Ștefan cel Mare și Căiuț. De ce nu? Domnul primar, haideți să nu fiți ironic. Să-și pună și CV-ul acolo, că probabil o să fie un câștig de calcă. Eu vă mulțumesc. Haideți să fim și patrioți. Vă mulțumesc mult. Cu multă plăcere. Deci s-a luat actul cu doleanța dumneavoastră. Am pierdut noi suprafeții importante care aduceau venit la comună și n-am putut să le reluăm. Păi să ne unim ca să le reluăm, domnule. Dacă sunteți, să fim cu toții și patrioți urmă. Eu vă mulțumesc. Era pe domeniu. Era pe domeniu. Dar nu te-ai zbătut ca să aduci urea. Bine, copii. Să nu mulți pătar. Bună ziua. Eu zic pe doamna Dugrăvescu să o înțelegem, că o zis că are 83 de ani, dar pe voi chiar nu vă înțeleg. Pe voi. Nici nu trebuie. Da, n-am. Eu zic să fiți înțelepți și înțelegeți. N-am cum să nu. Fiți înțelepți și înțelegeți. Hai să începem ședința, că stăm toată ziua. Nu pot să înțeleg, așa sunt pe ce mine. Acolo e. Dispoziția numărul 842 din 18-12-2015. Vă rog frumos. Vorbiți afară. Privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare de Țobacău pentru data de 23.12.2015, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Țobacău se convocă ședința ordinară în ziua 23.12.2015, ora 10, la sediul Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anului 2015. 2. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 68, din date 25.11.2015 privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2016 Comuna Ștefan cel Mare de Țobacău. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare de Țobacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. 5. Proiect de hotărâre privind declararea de stare de insolvabilitate a unor debitori care nu au venituri sau bunuri urmăribile. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri SECE Compania Rompress Service SA București. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestare servicii și tratare și depozitarea deșeului între Primăria Municipiului Bacău în calitate de operator a depozitării conform de deșeuri celula 1 și ADIS Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deșeuri, Primăria Municipiului Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract prestări servicii și salubrizare între SECE Compania Rompress Service SA București și Primăria Comunei Ștefan cel Mare de Bacău și 10 diverse. Dacă sunteți de acord. Supunem la vot ordine. Cine este pentru? Potrivă cineva? Da, sunt câteva puncte care nu le aveți în convocare, deoarece convocarea, în urma convocărilor, au apărut adresa de la ADIS Bacău. Având în vedere că s-a votat în unanimitate, dăm citire primul punct în ordinea de zi. O întrebare. Doamna secretară, da? Doamna consilieră, nu-i nimic. Băi. Domnul președinte, aș vrea ca să... Nu mai vă spun, doamna secretară. Chiar de fiecare dată trebuie să vă aduceți. Dar nu-i... Băi, de mâna mea, măi. Ăștia frate vorbeați la telefon. De ce? Am să ne deranjez aici.
Păi dar n-are voie, mă. Și în așa, în Parlament nu ești, te duci până la baie. Băi, este regulamentul care l-ați votat. Dați-o, domnule, afară de tot, din ședință. Domnul președinte, eu nu mai continui ședința până când nu se respecte regulamentul. Da, clar. Dar facem fiecare ce vrem aici. Ești dator tu aici. Nu sunteți voi. Încearcă. Apropo, domnul primar, numai câteva secunde. Domnul Marin, vreau să perturbați ședința. Închideți telefonul, intrați, ieșiți. Domnul președinte, ține ședința acolo. Păi nu poți să ții ședința. Intri, ieși. Păi care-i problema? Cine-i care stau aici să-ți cer voie să iasă apără ședință? Sau cum? Păi, dar e un regulament. Păi mă duc la să mă piș. Dar pune în poziții de drept. Stăm în poziții de drept. Te voiești, mă. Da, chiar. Așa se face. De la Consiliul Local. Eu am aprobat ordinea de zi. Care e problema? Lasă-mă, dacă vrea primarul, trebuie să am o poziție de drept și acolo. Cine vrei tu, noi? Cine vrei tu, noi? E un regulament, trebuie să ne conformăm. Și Dumnezeu, păi, când vorbeai la telefon cu aratul ăsta primară, ce? Îi cereai voi, nu? O trecut de păi, o trecut. Domnul președinte, domnilor colegi, domnilor colegi, vă rog frumos, eu vin cu o propunere. Domnule, dar eu zic un regulament pe care le respect, sunt obligat să respect și eu și toți ceilalți, inclusiv dumneavoastră. Da, domnul Matej, la toate, domnul intervenit, domnul, fii disciplinat, fii disciplinat. Hai, vreau să-i răspund. Așa, drept urmare, domnule, dacă nu putem să conviețuim împreună vis-a-vis disciplină, domnule, aplicăm regulamentul. Vă scoatem din ședință, domnule, avem drept. Da, când o să comentez în afară, da, atunci când duci omul până la toaletă... Și încă un lucru, și încă un lucru să termin, vă promit, imediat, două secunde. Domnule, niște legi ale naturii nu le poate schimba nimeni, nici măcar Einstein nu le-a schimbat. Drept urmare, știți dumneavoastră, aerul cald e mai ușor și se ridică deasupra. E asemănător prostiei, domnilor, ați înțeles? Dacă m-ați înțeles și vă cunoaște, vă dați în spune de la... Acum, ședință, deci o ședință acolo. Mulțumesc. Avem alte atenție, ăsta în parte trebuie, aici, ca la fotbal. Nu, dar, și nu mai dăm nicio replică la... Să discută la ordinea de zi, citește și atât. Asta e. Replică, să plecăm acasă, nu? Da. Stăm și până la 5 aici, de asta suntem plătiți. Da, bineînțeles. O să stai și peste 5 ani și tot ăla. Tot degeaba, tot degeaba. Efectul e acela. Stai 5 mandate, cam atent. Da. Dacă ești în stare, domnule, știi, și-l votează lumea, știi. Are mandate, fiindcă e meritul. Sunt bucură de primar. De merit. Nu de primar. De ce? Că suntem stăpâni de dumneavoastră. Haideți să știu. S-o grămadă de puncte și hai să intrăm la cea de dăm cuvântul lui doamna contabilă pentru... Ca de obicei, în ultimul trimestru și, de fapt, în ultima lună a anului, sunt modificări de buget pentru ajustarea în plus sau în minus. Prin adresa din 11 decembrie a ANAF-ului, deci a Direcției Generale a Finanțelor Bacău, ni s-au luat cote defalcate din TVA, care sunt repartizate pentru salariile de la învățământ, 8.000 de lei. Iar prin adresa din 14-12-2015, tot a Direcției Finanțelor Publice, ne s-au repartizat din cote defalcate și sume defalcate din impozitul pe venit 2.900 de lei. A fost un surplus la nivel de județ și am împărțit pe toate cele 93 de comuni în funcție de bugetul pe care îl are fiecare. Iar de la Ministerul Dezvoltării am primit 118.000 lei și de la Agenția de Mediu vom primi 920.000. Ăștia încă nu i-am primit, dar trebuie să primim să plătim apa, alimentarea cu apă, deci ultima factură de la Alconep. Și am zis să facem rectificarea de buget acum, să nu mai fie nevoie să vă mai chemăm încă o dată. Să nu mai facem pentru că și așa timpul este foarte scurt, deși mi s-a spus că s-ar putea să fie rectificare de buget și pe 31. Noi nu avem voie să comentăm în funcție de cum vin banii de la Ministerul de Finanțe, așa vom face și noi. Deci din 11.02, cote defalcate din impozitul, din TVA, ni s-au luat 8.000 de lei. Am primit 2.900 de lei cote defalcate și sume defalcate din impozitul pe venit de la nivel de județ.
De la Ministerul Dezvoltării am primit 118.000 pentru drumul de la Rădeana, deci 122, și vom primi de la AFM 920.000. Aceste sume, aceste venituri au fost repartizate astfel. 2.900 de lei s-au repartizat pentru plata unor facturi, pentru cheltuielile de funcționare pentru primărie, deci pentru administrația publică locală. Am luat 8.000 de lei din salariile învățământului, pentru că era un surplus și altă comună avea nevoie, ni le-a luat nouă ca să poată să le dea. Am rămas cu 217 lei la sfârșitul, după ce am terminat de plătit salariile. 920.000, deci v-am spus, sunt pentru alimentarea cu apă, pentru plata ultimei facturi. S-a făcut și recepția la această lucrare, s-a făcut și proba pentru pus în funcțiune. Iar 118.000 pentru podul de la, pentru drumul de la Rădeana, deci 122. Dacă lucrările avansau, probabil primeam mai mult. Cu Ministerul Dezvoltării era dispus să ne dea. Deci este vorba de o modificare a bugetului cu 1.032.900 de lei. Nu am ce să vă spun altceva decât că pe ăștia 118 deja astăzi îi plătim la DC-122. Mai rămân ăștia 920.000 care trebuie să intre în cont să le plătim și să scăpăm și noi de datoria publică care o avem față de Alconep Târgu Ocna. În principiu, cum vin așa să duc? Normal. Sunt bani pentru lucrări, pentru investiții. Deci, nu avem voie. Dacă ducem un leu în altă parte, de este deturnare de fonduri și să răspunde deci pentru cine face acest lucru. Dar vreau să vă întreb ceva. S-a făcut recepția la... Recepția? Sigur că da. S-a făcut și recepția. Și zi asta? Nu. Dar s-a menționat. S-a făcut recepția la lucrare. Păi, dar eu întreb pentru că lumea este nemulțumită că curcii în foarte multe locuri și cine va suporta pe urmă cheltuieli dacă Alconecu nu și-a făcut treaba. Noi vorbim acum de rectificare de buget, nu vorbim de instalația de apă. Aia pot să vorbesc la divers. Dar le-am este că Alconecu e media principală. Dar nu știi... Pot să vin din branșările individuale. Deci nu-i de la lucrare. Alconecu e două lucrări diferite. Ei trebuie spus un de la Alconecu. Nu-i de la alea individuale. De la care le-ai făcut tu. De la Alconecu. De la Alconecu. Deja nu mai închide acum să facă. Să muncească, să facă muncă patriotică pentru. Dacă sunt discuții pe tema la cele ce a fost menționate din urmă abordare. Ca să nu supunem la vot. Cine este pentru? E cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Unanimitate? S-a aprobat. Mulțumesc frumos. Eu vă doresc un an nou fericit, Crăciun fericit și multă sănătate. La de asta v-am spus, v-am întrebat de... Da. Dacă s-a făcut recepția și le-a luat. Nu, 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 dacă s-a spus că s-a făcut recepția, să faci un proces de bază, să fac documente, deci nu vii, domnul primar, poate să vorbim, că am făcut recepția. Ai document. Cine a făcut recepția? Băi, dacă tot comentez atât, de ce la recepții particip și de la ISC și reprezentanți la Consiliul Județean pentru alimentare cu apă și canalizare. Dar interesați, domnul primar. Păi dacă tot interesează, tot vorbesc că s-au făcut pe hârtii. Cum se facă pe hârtii? Și scurgele care sunt la brașamente. Brașele individuale, deci nu-i de... Nu e la brașele individuale. Da. Dați-mi mă. Foarte greu. Foarte greu. După cum bine știți, prin hotărârea Consiliului Local 68 din luna trecută, s-a aprobat taxa specială pentru salubrizare, aia în contul de 3,76 lei pe persoană pe lună, inclusiv TVA. Ce adăugăm la acea hotărâre? Regulamentul de aplicare a acestei taxe speciale. Deci, în ședința anterioară, nu am avut regulamentul privind aprobarea contului taxe speciale de salubritate pentru anul 2016 cu Comuna Ștefan cel Mare, Județul Bacău. De justificarea a prețului de unde rezultă. Da. Dacă vreți să vă citesc regulamentul, același regulament este la fiecare comună, nu este numai la Ștefan cel Mare, la toate comunile care fac parte din ADIS. În lungă sau... Da, dacă vreți, vă citesc. Gândiți esența. Esența era că cel care are două case, plătește la amândouă case, dacă are
trecut la registru agricol și alte rude și cu contract de comodat în spațiu, răspunderea revine tot proprietarului și nici de cum. Citiți o chestie mai bine, că se uite și lumea pe internet și vede direct acolo ce se întâmplă. Ascultă lumea pe internet, dar nu citesc eu cât e tu. Se uite. E obligația, obligația ta ca să le citești. Nu citesc. Întrebarea mea că dacă... Nu citesc, nu vă aprobăm. Chiar dacă sunt rudii sau ai două case și apa de pentru un singur apometru. Nu, nu, e vorba de casa de exact. Casa de gunoi. Deci noi am aprobat... Am zis casa de gunoi de persoană. Pe persoană. Domnul președinte, ce este vicii de procedură, nu le vedeți că nu ni se citește proiectul de hotărâre? Proiectul de hotărâre, vicii de hotărâre. Citeți-l, că așa e legea. Să-l auzim, păi eu ce pot legea? Expunerea de motive a citit-o domnul Dovădar, dar mă tare dacă nu-ți dai seama ce e expunere de motive. Dar legea. Am spus. E așa? Păi da. Și vă spun și propunere. Propunerea era proiectul de hotărâre. Se completează hotărârea Consiliului Local numărul 68 din data de 25.11.2015 privind aprobarea cuantumului taxe speciale de salubritate pentru anul 2016 în comuna Ștefan Mare, județul Bacău, după cum urmează. Articolul 1. Regulament, se aprobă regulamentul privind aprobarea cuantumului taxe speciale de salubritate pentru anul 2016 în comuna Ștefan Mare, județul Bacău, potrivit anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul 2. Celelalte prevederi legale ale hotărârii Consiliului Local 68 din data 25.11.2015 rămân în vigoare. 3. Prezentă hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județul Bacău, biroului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunului Ștefan cel Mare județul Bacău și Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Dezvoltare Bacău. O întrebare, dacă permiteți. A spus dumneavoastră că cei care nu sunt, deci fac parte din familie, dar locuiesc în altă zonă. Nu chiar neapărat pentru mine, în general, care mai sunt plecați. Ce trebuie să facă? Să depună cereri la primărie? Sau de... Noi suntem patru membri, familie, unul nu mai în familie. Nu, e în familie, dar noi în localitate. Care nu este, da. O declarație pe proprie răspundere că la... Nu chiar cazul meu, dar un exemplu. Poate sunt persoane care vor să deci dau aici la primărie. Da. Mulțumesc. Bănuim că asta prevede și regulamentul. Taxa rămâne aceeași și e justificarea. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Da. E cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate s-a aprobat și punctul 2 din ordinea de zi. Vreau să dați citire la punctul 3 din ordinea de zi. Expunere la proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Norma juridică privind reglementarea inventarierii domeniului public al unităților administrativ-teritoriale este prevăzută de articolul 108 din Constituția României, legea fundamentală a fiecărui stat și articolul 21 al alineatul 3 din legea 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestei. Bunurile aflate în proprietate publică alcătuiesc domeniul public al statului sau unităților administrativ-teritoriale. Articolul 153 alineatul 3 din Constituție prevede că proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. În ceea ce privește caracterul juridic al domeniului public, trebuie să arătăm că aceste bunuri au caracter inalienabil, imprescriptibil și insesizabil. Articolul 124 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 prevede toate bunurile aparținând unităților administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. În dispozițiile finale ale legii 213/98 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia sunt stabilite reguli privind evidența, inventarul și delimitarea domeniului public al statului, județului, comunii și orașului. Astfel, pe baza normelor tehnice aprobate de către Guvern, la propunerea Departamentului pentru Administrație Publică Locală, ministerele, celelalte organe centrale de specialitate a administrației publice locale, urmează să întocmească inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și respectiv local. Am inițiat acest proiect de hotărâre că urmare a faptului că s-a finalizat investiția privind achiziția utilaj, respectiv bunul de excavatori, pentru dezăpezire și întreținerea drumurilor comunale și de interes local în comuna Ștefan cel Mare de Subacău și este necesar să se înscrie în inventarul domeniului public această investiție potrivit procesului verbal de punere în funcțiune și a procesului verbal de predare primire în date 25.11.2015, de aceea propun Consiliul Local să aprobe acest proiect de hotărâre. Deci e vorba de bunul de excavatorul care l-am obținut prin fonduri europene. Caracterul legal, deci apare în inventarul public. Cine este pentru?
S-a abținut cineva? Împotrivă? Unanimitate sau punctul 3. Expunere de motive la proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcție a aparatului de specialitate a primarului Comunei Ștefan cel Mare și a instituțiilor publice de interes local cu sau fără personalitate juridică. Având în vedere prevederea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri și respectiv ordonanța de urgență a Guvernului 63/2010 pentru modificarea și completarea legii 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, astfel vă facem cunoscut faptul că prin ordinul prefectului județului Bacău numărul 160 din 12/8/2015, comunicat instituției noastre prin adresa 16116 din 12/8/2015, ne specifică faptul că la nivelul comunei noastre este necesar să se înființeze un post de șofer în cadrul compartimentului administrativ de servire din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Ștefan cel Mare județul Bacău. Având în vedere cele prezentate, propun Consiliul Local să aprobe proiectul de hotărâre în forma propusă. Este vorba din propozul care l-am obținut pentru transportul elevilor. Asta o venit pe școală, nu o venit pe primărie. Deci este autobuzul primăriei. Și deservește transportul elevilor. Și atunci s-a comunicat prin ordinul prefectului că avem voie să angajăm noi un șofer și nu școala. Deci noi primăria și îl dăm cu tot cu șeful microbuzul și șoferul cu cheltuielile noastre. Deci și carburantul, așa, și reparații revin primării și beneficiari sunt elevi. Beneficiați comunitatea în principiu și comunitatea își asumă răspunderea pentru. Deci nu e nicio șmecherie, nu e nicio treabă. Deci nu o să mai fie cheltuielile de la școală, din bugetul școlii, o să fie din bugetul comunii. Pentru microbuzul al treilea. Da. Alea două sunt pe școală venite, da, dar astea acum au fost date, nu numai la noi au fost date, pe primărie. Deci la toate primăriile, la toate comunile au fost date la primărie. Am eu o întrebare la treaba asta. Dacă este a primării, este strict pentru învățământ sau poate în caz de ceva, deci nu poate să beneficieze și primărie și spun, dom'le, mergem undeva ca... Deci nu mai. Da. Deci nu poate. Deci, sincer, ca să dau un răspuns exact, nu pot. Deci ne documentăm și... Ne documentăm și dacă putem face și o excursie în consiliere... O acțiune, ceva. Deci, asta ar fi fost problemă. Consiliere din cadrul unui parte. Consiliere din frunte. Din frunte. Haideți să supunem la vot și acest punct. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate s-a aprobat și punctul 4. Vă rog la citit la punctul 5. Așa, la punctul 5, ne-am convenit doamna Furcoș să ne spună despre dosarele de insolvabilitate a unor debitori care nu au venituri și bunuri urmări în reperata comunii. De aici, probabil, scade și din buget. Că astea apar ca... Da, cabalas. Evidență curentă. Într-o evidență separată, până la o scădere definitivă, probabil. Degrevează bugetul. La dosarele de anul trecut, care au fost un număr de 95, 13 s-au dat jos că au, figurează conturi, 2 s-au achitat, 4 s-au depistat cu alt domiciliu și am trimis dosarele la domiciliu actual, iar restul de 25 dintre cei de anul trecut au mai făcut ameși, iar sunt supuși spre trecerea într-o evidență separată. Iar anul acesta s-a făcut un număr de 53 de dosare actuale. Suma totală este de 197.418 lei. 1.900.000. Vorba de amenzi. Amenzi locale la legea 61 și de circulație. Care vor fi trecute într-o evidență separată și tot la fel urmărite la anul, dacă au venituri, bunuri materiale și schimbă domiciliu. Deci câte dosare? Clar. Deci câte sunt scoase? Așa și ce cuantum? Deci asta e important. Da, este cel mai organ să reportează la fiecare an, alea nu mai contează, sau care mai apar. Puteți, doamna... Nu, care nu știe din timpul, dar și nevoie ca să pun și eu întrebare, dacă nu se... Stai să răspund. Eu am întrebat. Deci, efectiv, câte dosare au fost scoase din evidența datoriilor
și în circuandul. 53. Scrieți fără cuvânt, trebuie și noi, chiar dacă sunteți președinte. Păi, bun, respectați ordinea un pic. Nu-i interesați și de voi interesați noastre. La cine să se înscrie la cuvânt? La președintele de ședință. Domnul președinte, voi de ședință. Sigur. 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 Singur, hai. Nu ar trebui să uiți. Așa vorbești. 53 dosare. 53 dosare. Și contul, mă rog. Cine vă areți mai bun? Da, eu. Domnul Votar, ziceți. Ne puteți face și nouă public și numele. Se face greu. Să știm și noi cine este, cum este, din ce cauză. Dar nu are bani să faci de râs. Da, e un tabier aici. Citiți-le dumneavoastră. Faci de râs pe cea care au bani și plătesc. Că lumea vede. Ce ne interesează? Ne interesează pentru... Dați-o copii. O să vă le citesc. Eu chiar am văzut niște prieteni de-a voștri. Dar nu contează prietenii. Prieteni de-a voștri. Da, se nu contează prietenii, domnul primar. Dar ăștia care fac evaziune prin comuna asta, nu se fac văzut de acolo, cu cazanii, cu altele. Forpășemil, știți? Dar nu, dar nu, spuneți-vă toți. Îi face zomați să plătească, să fure alții. Sameș Constantin, nu știți? Asta chiar nu știu. Nu știți? Că v-ați pupat cu el la corbu. Da, și ăla e la toamnă. Fruntea satelor, da. Spuneți-vă toți, nu numai doi care sunt în... La Catoș Boroș din Rădeana, Bucur Dănuț din Rădeana, astea sunt romi. Bucur Florin, Crainic Vasile, Crainic Vasile, da, trebuie să fie alu Puiu. Crainic Ștefan, Mihai Florin, Mihai Marian, Mihai Sergiu, ăștia sunt de la romi. Mihailovici Turgurel, Munteanu Dănuț, Munteanu Dănuț, Munteanu Gabriel, Munteanu Gheorghe, Munteanu Trifu, Stănescu Marian. Da? Dar am înțeles că materialul care le-a fost dat este tabelul ăsta. Deci ești de la... Da, dar ăla viață. De asta, deci... Nu e relevant tabelul. Hai, deci... Majoritatea sunt... Rom, da. Dar am văzut ăștia, membrii ăștia de partid, Forcoșemir și Sameș. Robert Dobrici. Domnul Păinaru. Borcea, Valentina. Sunt câteva locuri unde se pun afișe și în fața la primărie, și în fața la Căminul Cultural. Bine ar fi să mai facem câteva. Mai facem niște gazete. Niște gazete din astea și să punem aceste liste la fișul magul. Cu așa, așa nu. Așa da, așa nu. Și așa, se poate învii Ceaușescu de acolo. Da, dar acolo se pune și pe aia care au impozite de plată. Da, da. Să fie consilieri dintre noi care n-au impozite. Da, da, și... Nu e așa, domnul Dovădar, nu? Da, da, da. Da, și ce? La Ardeanța, la intrare, la Ardeanța. Din contra, de la impozite de plată, dacă nu sunt achitate, sunt niște penalizări, sunt dintre ăștia, aducem venit în plus. Da, da, da. Da, ce da, ce da. La bugetul local. Tu te gândești la bugetul local, că nu-ți plătești impozitele. Haideți să... Vreau și eu să întreb ceva legătură cu debitul care este. Un pic, un pic de liniște. În legătură cu debitul care rămâne. V-am înțeles că el se reportează la fiecare lucru. 5 ani stau într-o evidență deci separată. Asta, deci asta nu mai sunt în evidența operativă, cum ar fi. Asta vreau să întreb. Dacă în perioada asta de 5 ani, în perioada asta de 5 ani, unul din ăștia devine solvabil, da, așa, să trece în evidența operativă. Dacă nu se poate... După 5 ani, se dă la o scădere definitivă. Deci iese din evidențele fiscale total. Și nu se duce, mai apare o modificare. Nu mai poate să vină după aia cu venituri cât o venie. Nu mai reactivezi. Dar asta e un lucru bun pentru bunitatea administrativă, pentru primărie. Chiar raportându-se la fiecare an... Stai cu un balast. Stai cu un balast. Figurezi că ai 100 de milioane buget. Și mai ce face distribuirea banilor la bugetului. Așa Ministerul de Finanțe spune de asta așa. Că voi aveți la buget atât. Dar nu știi că e balast. Exact. Pentru că noi când facem situația la finanțe, noi punem ce este pe curent și rămășiți. Exact. Și rămășița de multe ori depășește. De cele mai multe ori depășește curentul.
Pentru că sunt amenzile care le trag în urmă. Și de fapt la toate primările e lucrul ăsta, e valabil la toate, la toate primările. Da, da. Mai ales acolo unde comunile vândeau și luăm, e clar. Clar, da. Și prostituate. Da, da, la televizor, putem galați, o primărie, deci o șansă. Nici din localitatea respectivă, într-un studiu, toate amenzii de ei vin la primărie. Și judică pe amenda unei prostituate. Sumii bine. Da, haideți să punem la vot punctul 5. Cine este pentru? Cine se abține? Dacă există cineva împotrivă? Cine nu a limitat? Haideți să dăm citire la punctul 6. Deci de la punctul 6 până la diversi, vă rog eu, doamnă secretar, să... Da, mulțumim, pe rumeni. Păi cu toate regulamentele, contractele alea, cu adisul, cu primăria... Am o adresă de la... Asociații. Numai un pic. Deci e legat de toate punctele astea, ca să știți de ce... Asta e nesimțire. Vorbește-mă acolo. Ce? Da, e nesimțire. Nu vorbește-mă acolo. E nesimțire. Eu vorbesc pentru toți, ca să știți. Da. Da. Să aduce vorbire de primăria municipiului Bacău. Operatorul deșeurilor acum, cel puțin pe perioada de 6 luni, este... primăria municipiului Bacău, celula 1, unde se duc toate gunoaiele, este aparține municipiului Bacău. Când s-a dat în exploatare și celula 2, mai care aparține adisului, județului, atunci nu mai să fie, nu o să mai fie valabile contractele care se încheie cu primăria municipiului Bacău. Deci, prin adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, numărul 994 din 18-12-2015, care a apărut în fax după convocare care a apărut, ne solicită, că având în vedere calitatea noastră de reprezentant legal al Unității Administrative Teritoriale, vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru supunerea spre aprobare a Consiliului Local în cursul lunii decembrie a următoarele proiecte de hotărâri privind aprobarea tarifelor operatorului de colectare și transport deșeuri, SECE Compania Rompres Service SA București, aferente contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău. Și aici. Iar să știți că ce discutăm noi așa, se discută la toate comunii care fac parte din noi. Deci este un model tip și sună hotărârea cam așa. Se aprobă tarifele operatorului de colectare și transport deșeuri SECE Compania Rompres Service SA București, aferente contractului de concesionare pentru delegarea serviciului de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Și în anexă avem pentru mediul rural, avem deșeuri reziduale, tariful 317,73 lei pe tonă, conform ofertei. Deșeuri reciclabile, avem 110,29 lei pe tonă. Deșeuri periculoase din deșeuri menajere populație, 2435,87 lei pe tonă. Și deșeuri voluminoase de la populație, 624,51 lei pe tonă, conform ofertei. Deci astea se aprobă în mediul rural. Și se aprobă. Da, și deci sunt aprobate. Au nevoie de hotărârea asta în mediul rural. Fără asta nu poate să... Deci în contractul care îl au cu ADIS-ul, astea sunt deja trecute. Au făcut ei licitații, au stabilit. Da, deci da. Noi, pentru noi sunt imperativi. Deci dacă diferă cu noi care îl duci la poartă, da. E alt preț. Adică dacă duci... Ce se întâmplă? Taxa, ce am înțeles eu, taxa pe persoană este 3,76. Da. Noi, ca și comună, plătim la Romprest la tonă. Deci dacă cineva duce mături în curte și balas și... Da. Mă rog, așa, nisip pământ și-l pune acolo, trage la greutate. De-aia, or să rămână, sigur or să rămână oameni care nu or să poată plăti și o să stingă debitele astea până la urmă. În funcție și de tonajul care se dă. Deci primăria este, va plăti la total tonaj,
Per comună. Per comună. Da. Da. Și dacă... se face pe persoană. Și dacă cheltuielile care le are primăria sunt în limită care se acopere și pe cei care l-au plătit, rămâne moarte. Rămâne moarte, da. În varianta în care... Dacă primăria plătește mai mult decât a încasat, atunci umblă să încaseze și de la ceilalți ca să-și recupereze... Măcar pe zero. Deci primăria nu se face niciodată un profit din... Deci nu e, asta vrea. Deci nu e o acțiune care... Nu. Deci nici nu este o activitate autofinanțată ca să zici că, băi, a rămas ceva de aici și duci în altă parte. Nu. Deci aici au fost vorba de să lămurim, deci a fost vizează și societăți comerciale care își desfășoară. Deci numai că toată lumea guloiul presupune să mături prin o gradă sau dau niște poși de cartofi. Am zis că sunt materiale speciale. Și cele mai scumpe. Eu vă spun din ceea ce știu. De exemplu, există instituții care au materiale radioactive. Nu știți ce proceduri este și ce utilaje, ce mașini trebuie să vină ca să spune ce. Materiale periculoase. Deci, când a zis 2000, după aia 2000. Deci, foarte scumpe. 22 de milioane. Deci nu-i... Da. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Deci în unanimitate. Am luat alții. Un alt proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestare servicii de tratare și depozitare a deșeurilor între Primăria Municipiului Bacău în calitate de operator al depozitului conform de deșeuri celula 1 și ADIS Bacău. Și articolul 1 se aprobă cadru. Model cadru. Un contract cadru între primărie și operatorul de zonă. Creat între ei, între Primăria Municipiului și ADIS. Și ADIS, făcând parte și noi din ADIS, apropo, contractul care l-a făcut ADIS-ul cu Rompestu. Deci nu aici. Da. Haideți să punem la voce acest punct. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva? Deci, nu mai uitați să aprobați. Nu mai să le prezidem contractul. Nu, nu e. Dar s-a descoperit că sunt evazioniști. Firma? Da. Firma? Da. Eu știam că patronul. Da. Atâta timp cât are de la judecătorie tot ce-i trebuie, nu judecăm noi ce... care este statutul. Noi luăm actul. Și atât. O altă hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului depozitului conform de deșeuri, Primăria Municipiului Bacău. Articolul 1. Se aprobă tarifele operatorului depozitului conform de deșeuri Primăria Municipiului Bacău, tarife care nu cuprind TVA, după cum urmează, 24 de lei pe tonă deșeuri menajere și 6 lei pe tonă deșeuri din construcții și demolări. Deci atât îi ia primăria operatorului de zonă. Conform adresei de la ei. Am înțeles. Deci ăsta afară de cheltuielile, de transport, de colectare și nu știu ce, mai plătește depozitarea la celula 1. Da. Haideți să punem și acest punct la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Și un alt proiect aprobarea modelului cadru de contract prestări servicii de salubrizare între compania Rompress Service și agenții economici, în cazul nostru primărie. Conform anexe 1 avem tot așa că modelul. Că ăsta era ultimul, deci și eu ultimul trebuia să și numai unul singur, deci trebuia să fie numai ăsta în afară de celălalt. Nu, dar le vrea separat, exact cum este da, adresa. Da, am înțeles, dar acum noi că sunt niște chestii absurde și aiurea. Domnul primar, se poate? Da, aud. Mă rog frumos. Aud. Suntem mai în vârstă, mă respectați, mă știu. Vreau să vorbesc de... Mai auzi vorbim pe... Da, stați acolo puțin. Bă, cunosc că... Nu le interesează cu domnul. Era aprobarea Consiliului Local. Am crescut acolo, cred că sunt cel mai aproape de codul Ștefan cel Mare. Chiar m-am jucat acolo. Ar trebui puțin cei care contestă cu primarul sau, mă rog, PSD-ști sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, nu dorim să facem nimic acolo. Ia să luăm puțin, să luăm pe cineva, un constructor, cine vreți dumneavoastră, e domnul Dodo, Gheță Dohotarul, care se pricepe la chestia asta. Să vedeți dumneavoastră valoare, în primul rând. Să nu uitați, și am mai spus la unii din colegii mei consilier, nu mai știu în care mandat, pe timpul lui Ceaușescu, așa cum era foarte comunist, era o rubrică în scânteia, faptul divers.
Și acolo era dat podul Ștefan cel Mare. Și asta vreau să spun domnul profesor. Mi-a vorbit cu Sictir, care am și o leacă de școală, mă rog, nu am studii superioare, dar... Nu ești poet? Pot să scriu și o poezie, în felul meu. Păi, nu, că acum nu-i nici un felul. Așa, nu mai spus că e așa. Nu sunt printre noi și nu vreau să, chiar dacă e în lipsă, să-i aduc aminte domnului profesor. Și atunci, domnul primar, și atunci se punea problema... pentru, mă rog, să facă barajul acolo. Deci dați-vă seama, sunt cel puțin 40 de ani. Deci aveam vreo 14 ani, adică aminte, eram în general lucru. Și erau, cred că, fonduri mult mai multe față ce acum la Partidul Lege și Partidul, și mă rog, și atâta nebuneală. Exact, exact, și în România. Deci chiar dacă era comunist, oricum ținea la valorile naționale. Așa. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Eu aș vrea să nu o enumăr pe cei care sunt aici semnați. Știu unde s-a semnat hârtia, nu contează de ce crezi, mă. Dar vreau să întreb pe cineva, care-s contestatar, mă rog, dacă cei, acele persoane au citit foaia asta. Am întrebat pe Neagicu Dobrin, care este un om de bază în sat. Dacă îmi permiteți. Și când el, n-am citit nică, a venit iepul la mine că vrei să faci. Și eu, vreau, și hai să aici. Și eu aș vrea să fac o comisie, nicio problemă. Domnule, dar să umbre cineva. Din poartă în poartă. Să explice omului exact ce e, nu arunc. La o crâșmă și aibă, semne. Deci, din păcate, e urât. Deci, nu a fost, a fost cu tentă de scandal. Părerea mea, îmi cer scuze în față domnul profesor, dacă eu greșesc, dar părerea mea a fost cu tentă de scandal. Iar să nu uităm, 23 decembrie, nu o să vorbim din Colindă, nu o să vorbim din copii, cum a spus atât domnul Romică Marin, cu ani în urmă, v-ați să aminte, mandatul al altul, trebuia să facem noi un cadou pentru copii care nici acum n-am făcut. Da, noi venim și ne certăm, țiganeală. Dacă cineva spune, domnul primar, dacă cineva spune că noi, PSD sau ce vreți, oameni din sat, prea puțin contează, nu am fost de acord cu ceva, de cea la minte care pleacă. Deci, vă rog să mă scuzați și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sau că v-am obosit. Alta v-am obosit. Hai să vă spunem ceva. Ce s-a întâmplat astăzi în ședință? A fost în urmă, a fost coaptă mai de mult. Acum vreo 2-3 zile, nu știu când, a venit domnul Dohotaru. A venit la primărie să-mi spună că să prindem în buget ceva cu podul lui Ștefan cel Mare. Mă, om, ce treabă ai tu cu bugetul? Să prinzi în buget acum? Noi discutăm bugetul la anul. Ce să prindem în buget acum? Ei stau șococ, domnule. Nu șococ așa. Băi, cum să mai fac un rău? Cum să-l mai atace o leacă pe vlasă? Dar cu asta nu atacă. Ar fi ca să vă dau și soluția, domnul primar. Nu soluții, dacă, nu. Soluții, dacă nu acceptați soluții, dai bani. Atunci cum, cum vreți ca să ajungem la un dialog? Dacă nu dialog. Uite, cum? Soluții să... Dar nu te-am spus destul de clar. Băi, la anul, soluții la anul. Noi trebuie să prindem ceva în buget. Sper că venim cu sponsori, venim cu oameni bine intenționați care vrea să facă ceva și vor să dea niște bani. Oameni care vor să facă ceva dacă... Să vină, da. Dar să vină prezent, să-i vedem. Da, aici nu problemă. Vine domnule aici, dar noi trebuie să prindem întâi în buget treaba asta. O mică sumă, un 50 de milioane, un 30 de milioane, să prind, ca să ne putem agăța pe urmă. O sumă e vină pentru ce trebuie la podul ăla. Păi da, domnule, dar să ne prindem, că pe urmă nu putem acționa pe el dacă... Nimeni nu e rău, ca idei. Nimeni nu e rău, voi, deci asta, în toate chestia asta. Aici am vrut ca să ajung. Dar eu am vrut. Ce vrei mai mult? Dacă nu primești ceva. Da. Nu vine nimeni să facă nimic dacă nu primești bani. Păi nu, domnule, dar noi se punem, v-am spus ceva foarte puțin, 20-30 de milioane să ne prindem, ca pe urmă că ne vin sponsorizările, să avem pentru ce plătim. Vine cineva să dea bani să este sponsorizările. Bine, sunt oameni bine intenționați. Cum se duce și bagă la o mănăstire 1 milion de euro, sau la 100 de mii, sau 500 de mii, sau... vin bă, pe internet, cine vrea să ajute domnul Ștefan, domnul să facă ceva. Mai este convins că nu interesează ce spune domnul. Mai este un pic să ne se termină mandatul. Povești că vor veni, sau au... De veni, n-a venit nimeni. Astea discuții, dar... Dar vine, știți dumneavoastră, că nu vine unul ca pe care, care ne interesează, și stă... Nu mai interesează. Dar nu vine unul ca... Și pe care, care ne interesează, e puțin mai naționalist. Eu am zis ceva, au trecut 4 ani... Și bani. În amintire, n-a venit nimeni. Între istorie. Să vină la an. Nu vine, nu vine. Dar vă spun sincer, domnul Jintea a vrut ca să...
facă ceva și nu poate. Nu se poate. Eu nu se poate, pentru că noi doar avem un proiect. Doar un nebun vrea să se dărâme podul ăla. Unul care e conștient. Dar nu de dărâmat. Vorbim în toate. Deci din epocă. Domnul Jitea, care e cu marmura, vrea ca să facă ceva. Vrea mai repede și... Ce-ți fac? Când așteptat, asta e. Băi, domnule consilier, hai să coborăm cu picioarele și pământ. Nu plutim. Exact. Sunt destule priorități în comuna Ștefan cel Mare, așa, decât să dăm banii pe care trebuie să le facem, decât să dăm banii pe proiecte la și fără nicio finalizare, la podul Ștefan cel Mare. Nu că eu n-aș vrea să se facă podul Ștefan cel Mare, să se renoveze. Dar avem ulițe de... Te rog frumos, să nu vorbești. Cum ai băgat 3 miliarde și 80 de milioane pe drumul ăsta de aici? Bă, nenorocitule, tu nu înțelegi că aia pe fonduri europene? Păi ce fonduri? Dar nu am băgat de fonduri. Ai votat și după aia n-ai știut ce votezi. Am votat, dar nu știam ce-a fost acolo. Păi nu știai? De ce nu știai? De ce nu știai? Că era trecut bine eligibil. Nu-ți rușine, s-o știu cum am monedă. 50%. Care 50%? Era o sumă, nu era trecut procent. Habar n-ai ce ai votat. La 6 miliarde. Păi nu suntem cu documentațiile la zi, domnule. Nu suntem cu documentațiile la zi. Păi vorbeam eu, el vorbea cu tine. De unde s-a aflat? Nu știu nimic. Eu cer un 50 de milioane ca să-i bagi și vinzi acolo. Îmi cer tu. Da. Eu îți cer. Și o să-ți fac dacă nu îți fac acolo. Nu cer tu să vinzi acolo. Un 50 de milioane ca să ne putem agăța de el pe urmă când va veni banii, dacă vor veni. Eu propun o mică. Dar nici nu vrei să înțelegi, nu vrei să ascult. Cu care am putea începe. Tu stai un moment de la început și gata. Cât de darnici sunt oamenii, cât de binevoitori. Cumva să încercăm să strângem o sumă de bani. Asta numai să vedeți dacă sare cineva în ajutorul chestia asta. Din făcut o troiță. Ar fi și turism, s-ar putea face și făcând o troiță în locul respectiv, vedem câți oameni vin acolo, câți nu. Dar dacă e să faci magazin acolo, ce le faci magazin acolo? Faci primăria magazin? Faci sudul, hotarul, magazin acolo? Haideți ca să... Hai să vedem aici măcar. Nu vine nimic. Dacă tot... Vorbește-ne ce trebuie în comună asta, nu de podul Ștefan. Haideți ca să vă dau o soluție care ar putea să fie ideală. Vede un investitor că vrea să facă ceva acolo. Și bine, domnule, și îți concesionează terenul din prejur și sponsorizează... Care e teren din prejur? Și se face acolo, se fac un turist. Aici cumpăr ceva. Vede cineva și vrea să investească 1.000.000 de euro să facă. Eu zic că... Vorbește și prostia, Iurea. Eu zic că dacă vede cineva în început e, atâta cât să faci drumul până acolo la cantul, să faci să asfaltea. Te incomodează 50 de milioane ca să-i prinzi acolo. Te incomodează de ceva 50 de milioane. Domnul președinte, explică-mi că omul tău. Domnul președinte, suntem toți aici. Da. Nu e niciun... Eu n-am oameni. Gândește-vă, e costisitor, e vistii puteri de unei comuni. Poate pe viitor se poate rezolva ceva. Dar haide să ne aplicăm. Nu o maniera și modul cum o tratat domnul președinte, un domn profet. Păi feriți domnul președinte să nu știi cine e domnul iepure. E normal, și-o întrebat. Dar nu pe tonul. Ei, stai așa, uleată, mă. Dar voi tratați așa, tratați oamenii în funcție de pregătirii? Pentru noi toți sunt oameni. Noi vă aduc la cunoștință, domnul la Consiliul Județean. Pentru noi toți sunt oameni. Da. Când au venit domnul la Consiliul, domnul primar, vă aduceți să aminti când au venit domnul la Consiliul, vicepreședinte era. Când au zis cine e la care treabă cine era. Eu era fine să-l întreb cine sunteți dumneavoastră, că ați venit la ședință aici. Ia aduceți să aminti. Nu știam cine e, exact. Dar am întrebat așa, să se prezint. Domnul primar. Domnul primar, acum o câteva... Acum o două ședințe în urmă, i-am lăudat pe domnul Susanu, că a fost un profesor, a fost un primar bun, le-am dat medalii, le-am dat... așa mai departe. Ce a fost acum? Ar putea să vină. Au o inițiativă și profesorii ăștia, doar nu sunt degeaba, nu vor pentru ei nimic. Fie doamna Sucrănescu are 83 de ani. Haideți, cum mi-a spus că nu mor bani cu dar măcar să le mânce ceva. Domnul, de ce se supune? Deci nu vă duceam,
Haideți să punem la vot. Eu propun să supunem la vot să-i tăiem microfonul lui Dumnezeu. Nu vrea asta, nu-i. Eu ți-am spus din băieți. Exact, am uitat eu o problemă. Gabi, un pic. N-am băgat-o în hotărâie. E vorba de cele două sate, Vișoara și Rădean, trei sate, și Cutinașul, care deocamdată nu plătesc consumul de alimentare cu apă. Și am zis, până când se definitivează, noi vrem să facem o societate, foarte greu. Asta ne preocupă mai mult. Foarte greu ca să facem o societate comercială care să-i dăm sistemul de alimentare cu apă și canalizare în administrare. Foarte greu ca să o facem. Să știți, așa, nu putem face chiar așa. Și noi am zis că să ținem apa în comună, să nu mai dăm la crapă. Și foarte bine. E mai important decât Codru Ștefan cel Mare, să știți. Și până când definitivăm și angajăm oamenii ăștia care să fie plătiți pentru munca care o prestează, să citească apometrele, să elibereze facturi, să încaseze chitanțe, așa? Am zis consumul de energie care trebuie să-l plătim la ei, ori să fie suportat de primărie. Da, nu e mult, o lună, două, trei, se găsesc. Nu e în afara legii, domnul. Nu este în afara legii. Nu este în afara legii. De consiliul local se poate. Nu este, atâta timp cât nu este definitivat, nu sunt apometri puse la toți cetățenii. Dacă este în afara, deci eu am venit cu o propunere. Dacă este în afara, dacă este în afara legii, nu o să vin cu proiectul de hotărâre în fața dumneavoastră. Dacă este legat, dar eu prima dată am consultat consiliul local. Deci dacă sunteți de acord să eliberăm un proiect de hotărâre, elaborăm un proiect de hotărâre prin care să suportăm noi consumul de energie. Și atâta tot. Până se clarifică. Până se definitivează. Corect, sunt de acord, dar să fii în conform cu legal. Eu n-am chef peste 2 ani să plătim toate, tot consumul. Nu să fie legal, nu se poate. Băi, Romică. Băi, Romică. Dacă nu s-ar plăti. Băi, Romică. Nu am un hotărâre aici. Toate hotărârile din consiliul local să ajung la oficiul juridic, la prefectură. Corect. Așa. Și dacă nu este în temeie legal, să dăm înapoi. Deci nu, stai cu liniștit. Dacă n-ar fi să plătească mărăriat, cine ar plăti cu reașul ăla? Dar dacă n-are apometru? Păi și poate eu nu ne apometru. Dar avem, băi, eu am zis până când se termină cu firma și avem angajat. Da. După aia trebuie să facem contracte individuale cu fiecare în parte. Deci firma respectivă face contracte individuale cu fiecare consumator. Atâta timp când n-ai niciun contract, deci poți. Te prevalezi de chestia asta și să suport. Da, tu nu știi, Romică, dar în 2005, când am definitivat alimentarea cu apă în Bogdana Ștefan cel Mare și Negoiești, erau 5.000 stradali. Asta vreau să spun. Și se consuma de acolo. Și am dat o hotărâre din consiliul local, prin care primăria a suportat cheltuielile cu de energie, așa, pentru consumul stradal. Că fost de cineva. Și a fost. Asta a durat vreuna jumătate, 2 ani. Da. Și-am plătit. Păi trebuia să dați cineva acolo. Normal. Asta știu. Ca și hidranță. Hidranță tot noi suportăm. Pentru comunță. Domnul Mare, domnul Monta. Nu am deranjat pe nimeni. Domnul Leilea. Îmi pare rău că a putea să mă considerați lipsit de patriotism, dar eu o port în suflet. Și mă mândresc cu faptul că fac parte din această comună. Eu sunt născut în comuna Borzești, fost comuna Borzești, fost comuna Valea Seacă, comuna Bogdana. Și când am auzit că va fi botezată cu acest nume drag și sfânt, eu, uitați, mi-am făcut și eu niște culegeri de material, l-am împodobit, am pus frunze de stejar. Mi-e drag și sunt mândru că fac parte din această comună. Dar mi-amintesc și mă întreb, dom'le, de ce au venit oamenii ăștia? Cine i-a susținut și i-a înflăcărat așa? La acest moment, cât au frecat iepurii, băncile, școli și doamna Dugrăvescu, mare directoare, nici nu acționa mai atunci, că erau oameni de cultură. De ce au venit acum să ceară acest? Fiți atenți, dacă ne amintim, s-a elaborat un proiect de hotărâre care am ridicat tot mâna. Și a rămas în timp să primim fonduri, să spune și în acest material care l-ați prezentat dumneavoastră. Domnule, lăsăm timpul să curgă, să-și facă datoria. Nimic nu se poate face fără timp. Oamenii au venit acum și toți să trezesc să ajungă eroi prin Consiliul Local, prin oamenii care ridică mâna. Era vorba să vină și domnul Cristea de la Fundația Culturală, da, sau Culturală.
A făcut. E bine că avem astfel de oameni. Dar treburile sub linia primarul. Nu le poți face chiar așa bătând din familia. Podul lui Ștefan cel Mare rămâne în mintele noastre. Este comuna noastră botezată după Ștefan cel Mare și are un nume de răsunet nu numai național, și european, dacă vreți. Sigur că ne-am îndrept și eu doresc să aprobe și să găsim. Nu suntem lispiți de patriotism, dar să avem răbdare. Toate o să curgă la timpul lor și o să-mi făptuiască. Dacă vrei să ajungi erou prin munca și ridicări de mâna altora, domnule, scrii. De ce acum și cine i-a adus? Eu dus o mică și cu tine. Am înțeles, De ce acum? Eu nu mi-asum, domnule. Ei sunt în campanie electorală, domnule. Ei cred că-și fac campanie. Păi nu, că campania a făcut în birou cu Titi. Lăsați-mă să vorbesc, că eu nu v-am deranjat. Spune așa, nu, dar v-a deranjat domnul primarul. Domnul Cercel mai interdit. Da. De să nu creadă cineva că primarul sau viceprimarul sau alți consilieri de la PSD și de la dumneavoastră nu vor să înfăptuiască acest plan. E bine, e comuna noastră. Și mie mi-ar place să merg. Și-o spus, domne, eu m-am angajat să elaborez acest proiect de hotărâre pentru drum. Fiindcă pe acolo, pe unde e podul Ștefan cel Mare, a fost odată drumul național. Că s-a bătut, s-a făcut prin 59, s-a hotărât alte măsuri. S-a dublat din calitate. Sigur că da. Dar... Domnule, nu vedeți că tabelul ăsta care e semnat de niște persoane imediat. Și dublură. Și sunt persoane care n-au fost aici când au semnat. Tabelul ăsta nu și-l asumă nimeni. Nu știu. Dar nu e relevant tabelul ăsta. Nu e relevant. Așa spune, mă. Da, la toți cei. Un răspuns corect. La aia care semna. Nu, dar la cele la cea. Asta știți ce suntem? Asta am băgat un sertar și se clasează din prima. Deci asta nu-i nici petiții, nu-i... E o hârtie aiurea. Lăsați-mă că mai am o vorbă de spus și am și dacă tot susțineți, v-am spus, de ce nu vă asumați tabelul ăsta? Cu semnături. Dar de ce e corect? Ăsta domnul nu e corect la cuvânt. Nu știu, dar nu știu, dar nu știu. Și cumpăm asta, măsilier, și se dezbatem din nou. Deci tu e sluga lui. Da, domnule, sunt sluga la toți cetățenii din comună. Dar el nu e din comună de la noi. Dar nu contează, plătești impozite aici pe cealaltă. Are comunitatea care își plătești impozite. Și ce dacă plătești? Are interes. Și ăsta și interes național. El hotărește soarta comunii al domnului ăsta? Și ăsta și interes național. Dar poți să scrie și pe unii. Lasă la un crâș, mă. Nu mai fie așa revoluționat. Lăsați nici pe noi. Nu mai fie așa revoluționat. Voi sunteți bolnavi. Voi sunteți bolnavi și nu vă mai faceți sănătoși, vă spun eu. Îmi iertați această expresie. Dar voi de la începutul ședinței ați vorbit și ați vorbit și n-ați vorbit. În legătură cu... În legătură... Așa răzut incidată este. Nu că i-am adus eu acum. Mi-au cerut când este... Dar dacă nu am primit răspuns, de ce nu m-au acționat în contencioasul administrativ? În legătură cu adisul. Știi lumea ce se facă, domnule. În legătură cu adisul. Acum ai prost iepuri. Nu am spus. Dar mă, iepuri, de ce nu m-au acționat în contencios? Nu mă, iepuri, de ce nu m-au acționat? Nu are două cu bani de iepuri. Aia vreau cu atenție o stampa. Deci nu se mai dea replice. Nu se dea la cuvăt. În legătură cu adisul, a discutat proiectul de hotărâre. Zilele trecute, de două săptămâni, se distribuie bubele pe fiecare gospodărie. Nimeni n-a sprijinit această acțiune. Care au vrut o luat, care au... Nu eu, domnule, că mă pune la plasă. Nu eu, că eu mă duc și dau foc în grădină la gunoaie. Nu o să mai merg. O să vă întrebi și asta.
Ieri s-a... spunea la Radian, dacă eu spus Titi că plătește mai mult impozit dacă ia cu Beli. Ieri s-a distribuit, s-a distribuit primul lot de containere. Samiș de la Butinaș, Bogdana, Vișoara și Corbu. S-au distribuit 9 containere. La locuri unde lumea se ducă cu găleata, cu pubela, unde, niște locuri unde nu-i trece mașina pe la poartă. Dacă nu vă supărați, aveți pe Gârbovană? Nu. Cam trebuie. Nu, 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 e primul, Gabi, e primul lot, mai mare, vreau nu. Să mai vină. Nu, Gabi, Gabi. Da. Nu, trebuie, nu, da. Nu, uite, dacă nu, uite, o poți să ia cu mașina până în Poiană, acolo la Popovici. Deci omul nici nu știe prea că trebuie să urmă. Lasă-mi care e, nu vorbim de asta. N-am terminat cu distribuirea acestor containere. Lumea este bucuroasă, de la anul care e înțeleaptă, care nu, domne, nu mă băga pe mine. Și le-am spus, fraților, de la 1 ianuarie, după 10 ianuarie, se introduce taxa de mediu. Poți să duci gunoiul în fundul grădinii, poți să urci în podul casei, că taxa tot o plătești. O este o măsură și asta chiar nu s-au întrebat. Mi-ar rost că chiar și părinții mei, Popovici, nu-mi explică de exact de abia și la noi cum vine, scoate noi în drum, de ce ați văzut? Vine mașina acolo, a luat să dacă nu se poate, dacă nu se poate mașina acolo, permanent, o să punem un numărul unde să alea, în Poiana aia, față la un loc. Da, cam acolo de că trebuie. Domnul Matias vrea să... Și eu să, am să fiu scurt, fiți convins. Fiindcă era vorba, de punctele scrise pe ordinea de zi, vis-a-vis de apă. Haideți să luați locul undeva și serviciul. Și domnul primar, sunt câteva lucruri care trebuie spuse la punct vis-a-vis de apă. Dar înainte de a începe cu ele,